așa că... Hai să-l forțăm pe Andrei Muraru la o confesiune. Andrei, spune tot. Te invit. Bună seara. În primul rând, mulțumesc profesorilor Pecican și Nastase Covaci pentru aceste cuvinte care realmente mă copleșesc și pe care cred că nu le merit. Mulțumesc dumneavoastră că v-ați făcut timp să fiți în această seară aici și mulțumesc și librării Book Corner pentru găzduire. E o carte care s-a născut dintr-un caz, e de altfel cronica unui caz, așa cum spun și în introducere. Un caz care a făcut istorie fără să ne fi propus de la bun început acest lucru, pentru că o instituție care a fost creată de statul român să-i aducă în fața justiției pe cei care au comis asemenea fapte în vremea comunismului, până în 2013 nu reușise să facă mare lucru și asta nu neapărat din cauza managementului instituțional, ci din cauza justiției, care nu a mișcat nimic vreme de 20 și ceva de ani. De altfel, în carte arăt cum procurorii care au instrumentat cazul Vișinescu erau colegi de secție, secția de urmărire penală și criminalistică din parchetul general, cu cei care dăduseră nupuri. De altfel, în cazul Mineriadei sau, și în cazul Revoluției acum, aceiași procurori care au dat ani de zile nupuri la rând s-au văzut nevoiți să infirme nupurile pe care le-au dat în fața deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Ca la menuit, un pas în față, unul înapoi. Sigur că da. Aceeași... Ai o explicație? Nu de ce au retras nupurile, ci de ce au dat nupurile. Explicația ține evident de context și de faptul că s-au simțit sub vrem și au... Se temeau de politice? Foarte interesant, pentru că nu cred că există vreun procuror român care să poată pune astăzi mâna pe Biblie și să ne spună că cineva l-a obligat să dea o anumită soluție. Așa cum se știe, procurorii au o anumită independență, pot să dea orice soluție. Sigur, ai un procuror șef care poate infirma soluția pe care ai dat-o, dar... Prudența specific românească, nu? Da. Să nu mă pun rău. Așa este. Lucrurile au arătat foarte amestecat atunci în 2012, când am fost numit la conducerea institutului. Știam tot ce nu s-a făcut în această direcție și evident că doar ce puteam să fac era doar să încerc, pentru că șanse de reușită era greu de estimat în această direcție. Având în vedere că aveam aceeași lege, aveam aceiași procurori și faptele erau cunoscute. Altfel, noi nu am inventat roata. Așa cum spunea profesorul Nastase Covaci, institutul a primit în administrare închisoarea de la Râmnicu Sărat în 2007, într-un context foarte interesant. George Scutaru, cred că era parlamentar liberal de Buzău, și împreună cu alți deputați a fost o știre în presă cum că Gigi Becali dorea să cumpere închisoarea. După unele surse vrea să dea un tun imobiliar, după altele era vremea când Gigi Becali era, sau George Becali, cum e numele din buletin, era apropiat de creștin democrație și și-ar fi dorit să facă o biserică în curtea închisorii. În fine, lucrurile sunt amestecate și în fața acestei acestei afaceri au convins Ministerul Culturii să cumpere închisoarea de la o firmă pe o sumă derizorie, după care guvernul a dat-o institutului în administrare. În mod evident, în anii care au urmat, cercetători de la institut, într-un fel sau altul, s-au aplecat asupra acestui loc de detenție și în dicționarul pe care l-am coordonat am avut o parte dedicată închisorii de la Râmnicu Sărat. Mai trăiau atunci, în 2007, Ion Diaconescu, care a stat din 1957 până în 1962 în închisoarea de la Râmnicu Sărat sub Alexandru Vișinescu. Corneliu Coposu și Ion Diaconescu fuseseră intervievați
de Lucia Hosu Longin în 1991 în închisoare, aduși în închisoare care era dezafectată, așa cum bine vă aduceți aminte, și intervievați acolo. Deci lucrurile arătau cu totul, existau câteva elemente cu privire la această închisoare. Numică mi-a fost mirare când am pur și simplu am întrebat, ne-am interesat despre Alexandru Vișinescu și am avut o informație că el trăiește. Singura informație oficială putea să ne parvină doar de la Ministerul de Interne. Am întrebat Ministerul de Interne și ne-au confirmat. A fost foarte, foarte interesant. Apoi am rugat niște colegi de la institut să meargă la blocul în care locuiește, să se intereseze. Toate lucrurile păreau să arate în direcția asta. Dar imaginea lui era cu totul alta. Vecinii știau că este un militar onorabil, care ați adus aminte de 89, care în 1989 a pus mâna pe armă efectiv și a dorit să apere acest câștigurile revoluției. Am înțeles că a fost avansat și după da, revoluție. Da, a fost avansat în grad, a fost făcut locotenent colonel după 1989. Cred mai degrabă într-un soi de listă la grămadă. De listă în care foști ofițeri erau înaintați în grad în rezervă. Iarăși un lucru foarte interesant. În 1900, la începutul anilor 90, Direcția Generală a Penitenciarelor, astăzi Administrația Națională a Penitenciarelor, a fost mutată la începutul anilor 90 de la Ministerul de Interne, unde a existat în timpul regimului comunist, la Ministerul Justiției, unde este și astăzi. În contextul acestei modificări administrative, s-a întocmit o listă a foștilor comandanți a unităților de detenție din 1945 și până la momentul respectiv. Ministrul Justiției era Mircea Ionescu Chintus, Dumnezeu să-l odihnească, fost deținut politic. Mircea Ionescu Chintus, nu știm astăzi dacă cineva i-a sugerat, dacă a făcut-o într-un mimetism birocratic, a secretizat această listă, în regim strict secret, și așa a rămas această listă până în anii 2000. Aduceam în discuție pe Ion Diaconescu sau Corneliu Coposu, Dumnezeu să-i odihnească de asemenea. Totuși, am avut Corneliu Coposu, a murit în 1995, Ion Diaconescu mult mai târziu. Ion Diaconescu a fost președintele Camerei Deputaților, fost deținut politic, 17 ani, arestat în contextul fugii de la Tămădău, în anul următor, arestat, cred că, într-un lot de avocați țărăniști, eliberat în 1962. Nu s-a interesat niciodată de această închisoare, în care stătuse 5 ani de zile și care era, așa cum ați observat, o ruină în momentul acela. Deci nu vreau să arunc anatema asupra nimănui, dar dacă cei care au fost victimele regimului comunist și care au ajuns prin forța destinului să în anumite funcții de conducere ar fi pus degetul pe rană, poate lucrurile s-ar fi mișcat cu totul și cu totul. Poate este explicația apropo de cei care au trecut prin Holocaust, au fost în lagăre, foarte mulți care s-au întors au refuzat să discute. Să știi că au trecut decenii până când au fost convinși să înceapă să-și depene amintiri. Și nu vi se pare deloc normal? Ba da, psihologic lucrurile sunt explicabile. Mă uit la Michael doar pentru că... poate fi și asta o explicație. Ce spunea domnul legat de promovare și de ce? Era o tehnică a URSS-ului. Prostul incomod, scap de el prin promovare sau transfer. Da, scuze. Vreau să mai aduc în discuție o latură foarte interesantă a acestui loc de detenție. Deci, Alexandru Vișinescu ajunge la 29 de ani ca ofițer de contrainformații la închisoarea Râmnicu Sărat în toamna lui 1954. El provine dintr-o familie foarte săracă, în care tatăl moare imediat după ce Alexandru Vișinescu s-a născut, moare într-un accident, și în această familie săracă, practic, el este abandonat. Mama lui
ajunge să lucreze în casele unor oameni avuți, se căsătorește mai târziu, el ajunge undeva în grija bunicii, este aruncat realmente în sat să lucreze și el pe la niște oameni înstăriți și așa, practic, în această experiență tinerețe, adolescență dezorganizată, intervine mâna sistemului, care ordonează această viață a lui Alexandru Vișinescu. Este încorporat în 1950 la trupele de securitate, în 1949 la trupele de securitate și este apoi încadrat la securitate în 1950 la prima generația școlii a școlii de ofițeri de la Jilava, în mâinile unui fost mare torționar care a și fost condamnat chiar de către regimul comunist, Tudor Sepeanu, un torționar care a făcut istorie în regimul concentraționar, cu o filiere foarte interesantă dintr-o familie evrească care ajunge torționarul evreilor pe frontul de est. Foarte, foarte interesant. Și s-a scris despre asta nu foarte mult, dar există acesta. În fine, ajunge Alexandru Vișinescu în această școală de ofițeri, unde face contact cu o lume foarte violentă. Sunt cazuri notorii, pe care le-am amintit și în carte, în care deopotrivă deținuți de drept comun și deținuți politici, așa cum erau la penitenciarul Jilava atunci, sunt maltratați realmente de Alexandru Vișinescu, care este de pe atunci un personaj. Un alt torționar cunoscut, Ion Maromete, care era comandantul închisorii Jilava, se teme practic de Alexandru Vișinescu, care are o anumită apetență pentru violență. Ai văzut poze de ale lui de la vârsta asta? Ai găsit prin dosarul? Da, există fotografii. Și era tot așa slăbuț? Era un tip ciolănos, cum spune un fost coleg de un fost coleg de detenție. Evident că are toate trăsăturile unui personaj din această lume. Alcool, o viață dezordonată, are un copil din flori pe care îl trimite la un orfelinat, descoperit ulterior de securitate, abandonat, ofițerul Vișinescu fiind obligat ulterior să-i plătească pensia alimentară. Deci o întreagă istorie personală foarte complicată și în același timp în care securitatea a pus ordine. Deci ajunge la 29 de ani la Râmnicu Sărat. Foarte rapid, în următorii 2 ani, ajunge șeful unității de contrainformații din penitenciar și apoi este numit comandant pe fondul unor dispute interne cu comandantul locului de detenție, care are aceeași vârstă cu el, care face niște beții îngrozitoare și în interiorul și în exteriorul penitenciarului, intră într-un conflict cu localnici din Râmnicu Sărat și este amenințat, așa cum știți probabil, în timpul regimului comunist, ca să ajungi pe mâna parchetului militar, trebuia să-și dea consimțământul partidul și ministru și ca să nu se mai ajungă aici, preferă să fie trecut în rezervă și așa ajunge Alexandru Vișinescu aici, la Râmnicu Sărat. Râmnicu Sărat, 1955-1956. O închisoare mică de lângă Buzău, foarte, foarte apropiată de sistemul occidental din Franța secolului XVIII, din sistemul occidental de detenție, cu celule mici, monocelular, 36 de celule. Închisoarea este aproape goală, dar în această perioadă se întâmplă altceva. Închisoarea de la Râmnicu Sărat se închide, era anul 1955, Sighet. Se închide. Închisoarea de la Râmnicu Sărat, care așa cum se știe, funcționează din 1950, noaptea demnitarilor, mai 1950, până în 1955, când e, nu-i așa, anul Genevei, în care România aderă la Organizația Națiunilor Unite, în care există, după moartea lui Stalin, o anumită destalinizare mimată, mai degrabă, în care statisticile trebuie să arate că deținuții politici părăsesc sistemul penitenciar, unii dintre ei sunt transformați în deținuți de drept comun și așa mai departe, dar lideri importanți, religioși, politici din elita militară
trebuie să fie adunați într-un loc după ce Sighetul este închis și așa se ajunge la această soluție cu Râmnicu Sărat. Aici ajung fostul prim-ministru Ion Gigurtu, a ajuns aici unde a și murit. Ajung liderii țărăniști Ion Mihalache, Ion Diaconescu, Corneliu Coposu, ajung lideri religioși, a trecut Iuliu Hosu, a trecut pe aici, dar și alte personaje. Dar e foarte interesantă istoria. Ion Petrovici, filozoful. Ion Petrovici, așa este. Dar este foarte interesantă istoria locului de detenție. Aici a stat și Ana Paucăr, aici în timpul comunismului, de aici a fost trimis Corneliu Zelea Codreanu spre București. Așa, da. Și asasinat la Tâncăbești în 1938, în noaptea Sfântului Andrei. Deci această istorie este revendicată de către legionari care vor să facă un memorial în 1940. Locuri ale memoriei care se întâlnesc, cod orografic al detențiilor. Da? Când ajung legionarii la putere în septembrie 1940, asta își doresc, să facă aici un memorial, are loc un marș de 2000 de oameni care trece la Râmnicu Sărat și și ajung aici și se întâlnesc cu Ana Paucăr, pe care o întâlnesc în temnițe. Ana Paucăr, evident speriată împreună cu alte deținute, că urmau să fie asasinate. Dimpotrivă, au loc discuții ideologice, celulele sunt deschise, se poate merge dintr-o parte asta, deținuții primesc ziare, mâncare. Ana Paucăr este, așa cum se știe, apoi transferată în Uniunea Sovietică într-un schimb de deținuți după procesul în 1936 de la Craiova, dar nu știm dacă Alexandru Vișinescu cunoștea aceste detalii în 1956 când vine la închisoare, dar cert este că din 1 iulie, practic din aprilie, el este comandant interimar, dar din iulie până în octombrie el face vizite aproape săptămânal la București de 3 ori. Cam câți ani avea atunci? 31 de ani. 23, 29 de ani. Plină tinerețe, avansat. 31 de ani neîmpliniți. Și din prima clipă a fost un dur, da? Din prima clipă. A doua zi, după ce a venit, după ce a fost oficial numit comandant, îl mută pe Ion Mihalache de la parterul închisorii, dintr-o celulă parter la etaj. Ion Mihalache, care intră la 71 de ani arestat în contextul fugii de la Tamadou 14 iulie 1947 și moare la Râmnicu Sărat pe 5 februarie 1963, la exact 10 ani distanță după ce Iuliu Maniu murise la Sighet. Deci spuneam că în aceeași zi, a doua zi îl mută pe Ion Mihalache, îl mută pe Victor Odoescu Pogoneanu, diplomat ilustru, apropiat de țărăniști, care este și el arestat în contextul procesului Mari Trădări. Deci își arată imediat apetența pentru violență, pentru tortură. Victor Odoescu Pogoneanu suferea de o boală genetică și avea să moară în celularul de la Râmnicu Sărat, dar este mutat în mod intenționat la etajul închisorii, tocmai ca să nu poată fi scos ușor la plimbare sau... Să urce, să coboare, să reptile. Este și o închisoare specială. Mi-aduc aminte că aș și povestit amândoi când aveai planul să faci un muzeu al terorii acolo, el este semi-îngropat. Nu? Sigur, da. Adică nu e o închisoare cum e la Sighet, numai Zarca e la sub nivel, restul este supraetajat, aici este invers, cobori, etajele sunt pe invers. Da, e ca la Casa Albă. Nu, eu n-am fost la Casa Albă. Și e foarte interesant că spre deosebire de alte închisori unde condițiile de detenție sunt similare, vorbim de foame, frig, de torturi fizice și psihice aplicate în mod constant. Aici, amprenta, așa cum spune judecătoarea Curții de Apel București, amprenta acestei închis, locul de detenție este izolare, celulară individuală. Deci, practic, un deținut care stă într-o celulă de 1,80 m pe 3, cu un pat, două tinete, o mică sobă care funcționa de altfel,
într-o tăcere de mormânt. 17 ore este obligat să stea în picioare, nu are voie să folosească patul. Și singurele interacțiuni cu personalul închisorii sunt în momentul în care se servește masa, primește o bătaie în ușa de fier a celulei, se întoarce cu spatele la celulă și cu capul spre fereastră, deci cu spatele la gardian, se deschide ușa, îi se împinge gamela cu mâncare, se închide ușa, după ce termină, are loc același ritual, nu are voie sub amenințare strictă să scoată absolut niciun cuvânt. Există cazuri pe care le-am arătat în carte în care deținuți sunt umiliți și torturați pentru că vorbeau în somn sau pentru că au ascuns câteva pietricele pe care le-au desprins din cimentul celulei în sobă. Deci o teroare pe care nu o întâlnim în alt loc de detenție. S-a mai practicat și în alte locuri de detenție adevărat această izolare monocelulară, în zarca iudului, de pildă, dar supravegherea nu a fost niciodată atât de strictă. Ori aici, Alexandru Vișinescu, interpretând în mod abuziv regulamentul penitenciar, și aici intervine marea întrebare dacă a făcut-o din proprie inițiativă sau a primit indicații în acest sens, îi torturează pe acești oameni. Așa cum spuneați, Corneliu Coposu ajunge la închisoarea de la Râmnicu Sărat în 1957, cules de la Galați, cred, sau de la Gherla, și stă aici până în 1962. Uite să vorbească când ajunge în domiciliu obligatoriu la Rubla, în Bărăgan. Este zdrobit fizic și psihic, surorile și mama sa îl primesc și doctorii care vin să-l țină sub observație spun că nu are mai mult de 2 săptămâni de trăit și totuși supraviețuiește. Există cazuri în care deținuți sunt pur și simplu lăsați să moară, cum este cazul lui Gheorghe Plăcințeanu, un medic ortoped ieșean care are nefasta intuiție să se prindă într-o relație intimă cu fica lui Gheorghe Gheorghiu Dej, cu Lica Gheorghiu. Lica Gheorghiu îi spune Gheorghiu Dej îi cere lui Alexandru Drăghici să-l termine pe... și unde îl trimite? Asta o constată comuniștii. Lica Gheorghiu Dej îi cere să-l termine. Dej. Dar lucra în familie. Unde îl trimite? Da, la Râmnicu Sărat, unde moare într-un an și 2 luni. Deci, practic, în mai 1961, pe 1 mai 1961, Gheorghe Plăcințeanu se stinge din viață. Moare Gheorghiu Dej în 1965. Nicolae Ceaușescu face celebra comisie din 1968 de investigare a crimelor și abuzurilor comise de securitate, chipurile pe care nu le cunoștea, și se tocmește un raport despre cazul Gheorghe Plăcințeanu, în care evident țapii spășitori este scos Alexandru Drăghici, dar în care se constată toate abuzurile pe care le-a făcut Alexandru Vișinescu. El era doar o rotiță, este chemat, îi se ia o declarație de 2 pagini foarte prolixă, în care nu spune mare lucru și este și foarte interesant, el supraviețuiește în sistem până în anii 70, spre deosebire de alți comandanți, cum este Gheorghe Crăciun de la Iud, care sunt în epoca Ceaușescu, care sunt trimiși în rezervă. Deci este un supraviețuitor. Nici Drăghici n-a pățit nimic, deși Bodnăraș chiar zicea că, domne, trebuie să-l tragem la răspundere. Sigur. Ceaușescu este cel care, nu, a stopat. Sau era, cum se cheamă, era un organism colectiv de decizie. În Comitetul Politic Executiv, în 1968, are loc o ședință în care se discută cazul Drăghici. Ceaușescu introduce în mod abil acest subiect pe ordinea de zi, la care Ion Gheorghe Maurer, care era nu eminența cenușie în materie de justiție, spune, domnule, mai avem două variante. Fie îl trimitem în judecată cu
sub pericolul organizării unui proces public în care acest om ar putea să spună multe lucruri și Alexandru Drăghici, interogat, la un moment dat spune: o să spun și eu dacă se organizează acest proces, cum unii prin Vrancea au condus când s-au înăbușit revoltele țărănești, au fost omorâți și copii. Trimiterea era la Nicolae Ceaușescu. Deci știindu-se această... Domnul Dobrogean, Vrancea a lucrat el. Problema asta. Vrancea a făcut colectivizarea. Colectivizarea, da. Da. Nu? Și, sau avem această variantă în care putem să lăsăm lucrurile să se prescrie. Mai sunt 3 luni, știau exact cât mai este după codul penal, în final, Carol al doilea care era în acel an rescris, și ce propune să facem. Nu că aici o știți că pune la vot și să lăsăm lucrurile să treacă. Alexandru Drăghici nu era judecat pentru o crimă comisă în sistemul penitenciar. Era judecat pentru o crimă comisă tot pe criterii politice, pentru că era o comandă politică, care în 1954, la Sibiu, în vara lui 1954, intră în cantina partidului cu Marta Drăghici alături de el și își propun să ia masa. Intră Ibrahim Şefit, un individ de origine turcă, fost ilegalist, care este sub influența băuturilor alcoolice, și începe să facă scandal. Alexandru Drăghici își iese din fire, își pune gărzile să-l aresteze și să-l trimite. Îl cheamă pe colonelul Nicolae Bricea, care este șeful gărzilor sale, să-l împuște pe acest Ibrahim Şefit. Îl duc la marginea unei păduri, îl împușcă și îl îngroapă. Fiindcă fusese beat. Fiindcă fusese beat și făcuse gălăgie. Foarte interesant, existau martori care l-au văzut pe Alexandru Drăghici, cum necum, procurorul general din vremea respectivă, la vreo 2 săptămâni, începe o închetă. Unde a dispărut Ibrahim Şefit? Îl cheamă Alexandru Drăghici și spune: Ibrahim Şefit a fost asasinat, te rog să termin cu această închetă. Are loc o exhumare a acestui cadavru. Se face o analiză de medicină legală în care este falsificat raportul, cum că Ibrahim Şefit, așa cum se întâmplă de multe ori, a fugit de sub escort. Pe baza acestui dosar, deci despre crima asta se discuta în 1968 în Comitetul Politic Executiv, pe baza acestui dosar, în 1990 se redeschide cazul Drăghici, în care este stenograma cum că s-a închis acest dosar prin imixtiunea politicului în justiție și, practic, uzând de o prevedere a codului penal din vremea comunismului, justiția nu a putut fi lăsată să intervină și atunci nu putem vorbi despre prescripție, ci de suspendarea prescripției. Se deschide acest dosar și procurorii arată foarte interesant cum Alexandru Drăghici, cum s-a falsificat acest raport de medicină legală. Alexandru Drăghici, după ce Nicolski, într-un dosar similar, urma să fie audiat și a murit în ziua în care a fost chemat la audieri, fuge cu fica sa în Ungaria și autoritățile refuză să-l extradeze, autoritățile maghiare. Nici autoritățile române nu au făcut foarte multe demersuri, dar există răspunsul în care autoritățile maghiare se îndoiesc de faptul că această crimă nu este prescrisă și el moare în decembrie 1993 la Budapesta. Dar, Andrei, de ce ai ales să scrii tocmai despre cazul Vișinescu? Să aflăm ceva și despre tine, nu doar despre material. Alexandru Vișinescu... De exemplu, mie mi-ar părea mai interesant să scrii despre Drăghici, că aici am fost printre primii care am avut acces la ancheta din 69. La vremea aceea mergeam direct la sediul SRI și duceam, de exemplu, aveam 2000 de xeroxuri, duceam 4000 de coli. Mai ții minte? Asta era trocul, acum e mai scump. Da. Da. Prin urmare? Ai avut personaje multe, adică tentații la Iași, pe acolo. Da, Alexandru Vișinescu s-a întâmplat să fie în această listă de 35 de torționari pe care noi o identificasem în 2013,
am fost numit președinte executiv la institut în 2012 și în 2013 am reluat aceste cercetări, restrângând o listă mai lungă la acești 35 de torționari care trăiau, toți trăiau, deci aveam confirmarea Ministerului de Interne, inclusiv... Știi câți mai trăiesc acum din ei? Nu știu, dar pot să vă spun că muriseră cel puțin 4-5 între timp. Deci cam o treime, poate. Cam o treime, dar existau cazuri cu spețe concrete și a venit după Alexandru Vișinescu Ioan Ficior, fostul comandant al lagărului de la Periprava, care acum este în aceeași închisoare cu Alexandru Vișinescu, îi spășește și la aceeași o pedeapsă similară de 20 de ani de închisoare pentru tratamente inumane, crime împotriva umanității, dosar care a fost constituit tot de către institut. Două întrebări. În timpul procesului, după aceea, ai avut un contact fizic, adică vizual cu personajul? Așa, adică să uite la tine, bă, tu ești, ție îți datorez tot rău care mi se întâmplă, pentru că el a trebuit, bănuiesc ca locotenent colonel avea vreo 4.000 de lei în banii de astăzi pensie. Avea, cred că 3.600, da. Așa. Pentru că știm că i s-a pus poprire pe pensie imediat. Deci el nu mai primește pensii? Nimic. Nu, a fost degradat militar și în momentul acela. Și asta și la Ficior la fel. Și la Ficior la fel și li s-au luat și bunurile, pentru că... Confiscarea averii. Nu mai este confiscarea averii, dar având în vedere pretențiile victimelor sau rudelor victimelor, pretenții aici s-au ridicat la peste 350.000 de euro, iar la Ioan Ficior la peste 500.000 de euro. Practic s-a pus sechestru pe bunuri și s-au indisponibilizat aceste bunuri. Este foarte interesant că Alexandru Vișinescu, în momentul în care noi l-am găsit, despre Alexandru Vișinescu nu exista nici măcar o fotografie. Deci el a refuzat să vorbească la începutul anilor 90, când a fost căutat către cei de la care făceau Memorialul Durerii, și nu s-a arătat niciodată, în ciuda unor tentative, e adevărat puține, de a... Alții au fost tentați să iasă pe la televizor, să explice. Vă aduceți aminte de Nicolae Pleșiță, fostul șef al spionajului românesc din anii 80. Toată ziua stătea pe la... Care... Era de egomanie. Dar și ăsta care a fost la Sighet și care apărea pe la televizor. Vasile Ciolpan. Ciolpan? Sigur, care a fost intervievat și în presa vremii și care se lăuda cu bastonul și pălăria lui Iuliu Maniu. Nu știu dacă cele care au ajuns în colecția Muzeului Memorialului Victimelor și al Rezistenței de la Sighet sunt de la Ciolpan, dar știu că el oferea își oferea serviciile atunci. Deci el n-a ieșit deloc, nu? Adică a tăcut, a stat în umbră, Vișinescu. El a stat în umbră. Și cum ai găsit poze? Cum? El n-a avut un dosar militar, apropo. Ba da, dosarul militar. Cu poze din când în când se pun, nu? Ba da, sunt fotografii. Dosarul militar a ajuns la procuror. Noi nu am avut acces la el după ce a fost pus sub urmărire în 2013. De fapt, sunt două dosare, de la Ministerul de Interne și unul de la CNSAS, care a fost retrimis de la Ministerul de Interne odată ce a început ancheta în cazul său. Dosarul nu spune mare lucru. Deci, dincolo de informațiile... Avansări în grad, avansări în grad, de autobiografiile în care afli informații importante despre copilărie, despre adolescență, dar perioada 1956-1963, din punctul acesta de vedere al torturilor, al povestei acestea dramatice de la Râmnicu-Sărat, nu există. Și tu vrei să spui că din anii 70 până în 2000 el a fost pensionar? El a ultimul loc de muncă, cred că a fost în 79, dacă nu mă înșel, șeful miliției Giurgiu. Ăsta a fost ultimul lui loc de muncă. De fapt, el și-a început cariera la miliție. A fost în... Când a făcut stagiul militar, stagiul a făcut intrarea în trupele de securitate, apoi la miliția Turnu Mogurele, cred. Și Alexandru Vișinescu a fost un personaj care nu s-a arătat nici măcar colegilor săi. Există un bal pe care presa l-a numit al foștilor torționari, deci foști unități de detenție în această organizație a rezerviștilor din penitenciare. Organizau un bal în fiecare an. Ioan Ficior era acolo prezent în fiecare an, era un tip mult mai și mai volubil și mai impunător din punct de vedere fizic.
și care a și vorbit cu presa foarte, foarte mult după ce a fost denunțat până să fie inculpat. Ioan Ficior a vorbit cu presa. Alexandru Vișinescu a avut această proastă inspirație să atace fizic jurnaliștii în ziua în care a fost denunțat. Jurnaliștii au mers la blocul în care locuia și el a ieșit din magazinul din fața blocului și a atacat înjurându-i și încercându-i să lovească. Și acea imagine practic a dominat vara anului 2013. Dar e foarte importantă presiunea care s-a pus și pe care noi, Institutul, a pus-o construind această campanie mediatică pe Ministerul Public și pe Justiție. La un dat în casă la el, un personaj care l-a luat.